Primul mesaj transmis de Dana Roba de pe patul de spital. Se află în continuare în stare gravă, dar luptă pentru viața ei, numai Dumnezeu poate, a suferit o primă intervenție chirurgicală care a durat mai bine de 9 ore, fiind operată însă și pentru a doua oară. Bruneta și-a revenit din comă, însă situația ei este în continuare una gravă. Chiar și așa, Dana a reușit însă să transmită un mesaj de pe patul de spital pentru toți cei care îi sunt alături în aceste momente grele. Acest lucru a fost precizat chiar de sora sa, care a făcut o postare în acest sens pe pagina personală de Instagram. Dragilor, vă mulțumesc pentru implicarea voastră și susținerea voastră! Dana are progrese, dar încă are nevoie de noi și de rugăciunile noastre. Numai Dumnezeu o poate fer de toate pericolele și riscurile care îi stau în față. Ea vă mulțumește pentru tot, a fost mesajul transmis de sora Danei Roba.